Da, de atunci am spus, eu de când am ieșit atunci cu actele în mână de la Copos, de la Crown Plaza, aveam actele clubului în mână și am spus, noi nu o să mai avem patron cum a fost George Copos pentru Rapid, care a făcut când se bătea cu Steaua și cu Dinamo la transferuri, Copos de unul singur era mai puternic decât ăia care erau 8 acționari și erau în top 10 ai milionarilor din România. Și Copos de unul singur a realizat și el câștiga întotdeauna la transferuri. Că nu erau reușite ulterior, asta este. S-a întâmplat cu Adi Mutu când trebuia să ajungă la Rapid, s-a dus în cameră, că știa că o să fie la Rapid a doua zi, s-a dus să doarmă și când s-a trezit nu mai era la Rapid, pentru că a avut Copos o discuție cu Nețoiu și cu Giovanni și s-au întors lucrurile și Adrian Mutu n-a mai ajuns la Rapid. Când era la Dinamo, Mutu? Nu, când era la Argeș. A, la Argeș. Înainte să ajungă la Dinamo. Să ajungă la Argeș, de fapt, ar fi putut Mutu să fie jucătorul lui Copos și al Rapidului și al vostru? Da, Mutu s-a... A și fost controlat. S-a culcat la, fost pentru la Rapid, s-a trezit la Dinamo. Am înțeles, s-a culcat la Rapid și dimineața s-a trezit la Dinamo, nu? S-a trezit la Dinamo, păi da. Și bun că nu înțeleg, Giovanni și Nețoiu au avut discuție cu Copos și Copos a cedat jucătorul? Așa s-a întâmplat atunci, au mai rămas ei la un șpriț după ce bătuseră palma și au mai avut o discuție și de la discuția aceea s-a răzgândit Copos. Da. Mă auzi, cum se zice, scuze-mi expresia, l-au îmbârligat. Nu l-au îmbârligat, păi nu, ei venise acolo să parafeze o înțelegere. Înțelegerea era făcută, dar ulterior... Dar mai știi ce s-a întâmplat? S-a zgârcit Copos la ceva bani? Probabil că asta s-a întâmplat. Nu știu. Asta cred că de la o sticlă cu vin, cine plătește vinul.